Liderul Ligii fotbalistice ar putea scăpa de toate presiunile financiare. După vestea extraordinară primită legată de faptul că Ioan Nicolae, patronul echipei, ar putea fi eliberat condiționat în zilele următoare. Omul de afaceri, condamnat în aprilie la 2 ani și jumătate de închisoare, vrea să profite de vârsta sa, 61 de ani, și de faptul că a scris 6 cărți în perioada petrecută în penitenciar. Judecătoria Găiești a acceptat cererea lui Nicolae de a-i fi redusă pedeapsa, însă procurorii pot face recurs. După tur și o primă etapă în retur, Astra este lider în Liga 1. Însă se confruntă cu mari probleme financiare și toată lumea speră că lucrurile se vor schimba în momentul în care Ioan Nicolae va fi eliberat. Pe de altă parte, Steaua vrea să profite de problemele financiare ale Astrei și să-l transfere pe Denis Alibec, unul dintre cei mai buni jucători ai giurgiuvenilor în acest sezon. Așa se face că Becali pare hotărât să facă o ofertă de nerefuzat lui Ioan Nicolae pentru Denis Alibec, pe care și-l dorește cu orice preț, ținând cont de slabele evoluții ale lui Gregori Tadem, care va pleca și el în iarnă de la Steaua. Becali oferise în urmă cu 3 luni 1,4 milioane de euro în schimbul lui Alibec și a lui De Amorim, dar Ioan Nicolae nu a fost de acord cu oferta.